după ce a obținut o multitudine de probe și de uh, documente vizând uriașele fraude care s-au produs cu ocazia privatizării uh, Petrom și după preluarea acestuia de către OMV, Anca Alexandrescu s-a dezlănțuit la realitatea uh, plus uh, și anunță scurt pe doi că Vin peste voi, închid ghilimele. Adică se va duce cu aceste documente în dinți la președintele Claus Iohannis, la uh, procurorul general, la șeful DNA, uh, rând pe rând la șefii partidelor, la guvern uh, și nu-i lasă în pace până când uh, nu-i determină să reacționeze.